Bună ziua, dragii mei pești, sau cei care sunteți în zodia pești, și după cum bine știți deja, cei care aveți luna, soarele și ascendentul în pești. Aceasta este citirea noastră pentru toamna 2022, da? Deja am publicat câteva citiri pentru toamna, pentru 8 zodii. Urmează și celelalte, iar asta este rândul dumneavoastră, dragii mei. Am hotărât să fac această citire pentru că vreau să prezint așa o imagine de ansamblu pe o perioadă mai lungă de timp, gen toamnă 2022, ca să vedeți, dragii mei, ce puteți să faceți ca să evitați, dacă este cazul, anumite situații, probleme, ca să zic așa, sau să vă bucurați mai mult de ceea ce puteți trăi. Înainte să încep etalarea propriu-zisă, vreau să spun că să menționez un aspect pe care mulți m-au întrebat, dragii mei, nu toți avem aceeași viață și cu siguranță ceea ce spun eu nu se va potrivi 100% pentru toți peștii. Unii trăiesc probleme cu locul de muncă, alții sentimentale, alții poate pe amândouă. Trebuie doar să vedeți în care situație vă regăsiți și să culegeți ceea ce vă interesează, dragii mei. Înainte să încep, încă o dată mă repet, vă mulțumesc din suflet, am început să am deja creșteri pe canal. Nu așa cum așteptam, dar tot sunt mulțumită. Probabil că încă sunt la început și în timp voi crește exact așa cum îmi doresc eu. Mulțumesc celor care mă susțin cu abonări, comentarii, like, vizionări, distribuiri. Și o să-mi dau toată silința să fac din ce în ce mai bine, dragii mei, și cât mai multe etalări pentru dumneavoastră. Dar să trecem la treabă, dragii mei, să vedem ce am pentru voi. Ca prim mesaj, așa, înainte de a începe citirea cărților, dragii mei, toamna pentru voi este o toamnă tumultoasă, nu este foarte bine aspectată, mai ales pe partea asta sentimentală, foarte multe despărțiri, foarte multe dezamăgiri, inclusiv pe partea profesională pentru mulți dintre voi. Majoritatea sunt datorate vouă, da, și a felului vostru de a fi. Dar spre 1 noiembrie, ca să zic așa, pot să avea loc la fel de multe împăcări care păreau a mai fi imposibil de realizat pentru mulți dintre voi, mai ales pentru cei care au copii sau sunt într-o relație de lungă durată sau pentru cei care încă există sentimentele adevărate. Mulți dintre voi veți reuși să vă împăcați, chiar dacă nu mai pare posibil că partenerul pe care îl veți pierde definitiv în octombrie. Profesional, financiar, aveți multe pierderi și acolo mulți dintre voi. Se liniștesc un pic capele, aveți o perspectivă de viitor în noiembrie și veți ști cu siguranță ce veți face, dragii mei, mai departe. Sunt pozitiv în ceea ce vă privește pe voi, mai ales pentru anul 2023. Să vedem ce am extras pentru voi. Pentru septembrie, da? Doi de monede, energie generală sau cum vă simțiți voi sau ceea ce influențează oarecum aceste decizii pe aceste aspecte principale ale vieții. Doi de monede, dragii mei, jonglați, jonglați cu variante, jonglați cu opțiuni în luna septembrie. Pe partea asta sentimental-profesională, 8 de cupe, o carte foarte negativă, dragii mei, dar cu siguranță mulți dintre voi vă așteptați la ceea ce voi spune. Și aici 7 de bâte, luptători, dragii mei, luptători și iar luptători pe partea sentimentală, dragii mei. În octombrie, 5 de cupe, da? Tot o carte negativă, tot o carte tristă. Partea profesională, regele de spade. Așa, iar aici încă 10 de spade. Deci veți primi foarte multe lovituri în octombrie, dragii mei, lovituri la care voi nu vă veți aștepta și vă voi aduce în situația asta, da? Povestim imediat ce și cum. Mergem în noiembrie, energia generală sau ceea ce influențează luna noiembrie, ca să zic așa, dragii mei, 6 de cupe, o carte a amintirilor, bune și rele, vom vedea ce și cum. Pe partea asta profesională, împărăteasa, wow, o carte bună. Și magiciană pe partea sentimentală. Până la urmă, voi sunteți magicienii proprii dumneavoastră vieți și veți învăța cu siguranță asta în toamna 2022, mai ales în noiembrie. Să începem cu interpretările, dragii mei. O să încerc să le leg oarecum între ele ca să fiu mai clar în exprimare. Îmi dau silința să transmit exact cele mai bune mesaje, chiar dacă de multe ori poate mă repet, voi înțelegeți ce vreau să spun.
din dorința mea de a fi cât mai bună și de a mă perfecționa pentru voi, să zic așa, și a transmite cât mai mult, poate mă repet, poate nu știu. Mă exprim mai greu decât aș vrea eu, dar cu siguranță voi înțelegeți ce vreau să spun. Doi de monede, energia generală a lunii, dragii mei, indiferent de domeniul în care vorbim, voi jonglați în această lună. Vedeți bărbatul acesta cu pentagramele acestea, cum le învârte cum vrea el, într-o veselie și într-o voie bună. Începeți luna pozitiv. Chiar dacă aici o să aveți de pierdut mari pierderi, dar mai ales profesional financiare, știți și dumneavoastră, vă gândeați deja, dacă nu deja simțeați oarecum de prin august, ca să zic așa, că trebuie să vă schimbați obiceiurile în care tratați viața, dragii mei. O doi de monede este cartea adaptabilității, a flexibilității, a tot ceea ce se întâmplă, dragii mei, dar și cartea dualității, și a experiențelor înainte de a lua o decizie, ca să zic așa. Dragii mei, voi în această lună experimentați mai mult, chiar dacă este vorba pe plan profesional, financiar sau chiar sentimental, trebuie să faceți asta pentru că aceasta este singura cale spre a găsi ceea ce vă trebuie, dragii mei, ceea ce vă împlinește, ceea ce vă lipsește din punctele astea de vedere. Mulți o să aveți, multe posibilități, trebuie să căutați alte posibilități de a face bani, mai ales că aici o să stați cam prost cu banii, o să vedeți că ați cheltuit poate prea mult sau nu vă vin banii care trebuiau la locul de muncă și voi trebuie să găsiți alte surse de venit și să-ți conștienți de lucrul ăsta și veți jongla, dragii mei, sau așa ar trebui, dacă vă ridicați oarecum din tristețea asta în care sunteți, da? Deci dacă reușiți să vă ridicați, voi veți căuta noi și noi surse sau noi și noi variante de a vă asigura partea profesională. Că acum vorbim un pic de ea. O să vedeți aici că pierdeți mult, o să povestim imediat și acolo și oarecum din experiențele cumulate, dragii mei, voi trebuie să vă axați pe mai multe variante, să testați și într-un final veți alege ceea ce vă convine cel mai bine pentru voi. Poate la actual loc de muncă nu mai sunteți mulțumiți, nu vin banii, nu sunteți plătiți așa cum ar trebui și vă reorientați și aveți deja în cap sau vă vin alte variante mult mai multe în luna septembrie, da? Porniți încrezători, căutați și tot căutați. Vă vedea că totuși nu se îndeplinește nimic din ceea ce vă propuneți aici, că se oprește aici în depresie, deși voi vreți, dar este bine să experimentați că, bazându-vă pe experiențele cumate, cu siguranță veți găsi ceva potrivit vouă în viitor apropiat. Din punct de vedere sentimental, să zic așa, pentru cei care sunt într-o relație de cuplu, trebuie să găsească, dragii mei, un echilibru între zbuciumul ăsta profesional și viața familială, pentru că partenerul dumneavoastră nu are nevoie doar de bani, ca să zic așa, are nevoie și de iubire și de atenție și de înțelegerea dumneavoastră și dacă nu găsiți acest echilibru, riscați și o să vedeți că aici se finalizează multe din relații, dragii mei, dar totul ține de voi, da, în primul rând. Așa că primiți sfatul de la mine, fiți mai iubitori în această lună, mai înțelegători cu partenerul și lăsați oarecum grijile financiare și profesionale deoparte, mulți care le aveți. Pentru cei singuri, da, au multe variante. Mulți dintre ei încă se mai gândesc la anumiți parteneri sau încă nu și-au învățat lecțiile și cartea spune așa că luna aceasta trebuie să experimentați și bine faceți, să deschideți ochii bine, să vedeți ce vi se potrivește cel mai bine, aveți șansă să cunoașteți mulți parteneri, dar nu cred că se vor lega prea multe relații sau dacă se leagă sunt de scurtă durată pentru că aici se finalizează brusc, da, neașteptat. Și jonglați, dragii mei, vă plimbați și sunteți căutați, sunteți în centru atenției, vă simțiți bine pe lea voastră și este bine, cum a zis, o să aveți cu siguranță multe ieșiri în oraș, multe așa prime întâlniri, ca să zic, și depinde de voi dacă vă doriți sau nu o relație în această lună septembrie. Familial este totul ok, nu prea aveți timp de prieteni și de familie așa cum v-ați dori voi, pentru că voi, dragii mei, sunteți preocupați ba de partea financiară, ba de cea sentimentală. Cam asta spune doi de monede, cam asta va fi energia pe toată luna, să zic așa, și să vedem un pic pe partea profesional-financiară cum se leagă între el. 8 de cupe. Este o carte, după cum vedeți, bărbatul acesta pleacă și lasă în spate definitiv niște cupe, adică niște pierderi. Dragii mei, voi
simțiți că din punct de vedere profesional sunteți blocați, nu faceți ceea ce vă place, banii nu vin așa cum vă doriți și pierdeți subit ceea ce aveați, dragii mei. Sunteți conștienți că ruptura se va produce, sunteți conștienți că trebuie să găsiți altceva pentru că aveți nevoie ca oricine din noi de bani și stabilitate financiară profesională. Plecați de la un loc de muncă să căutați altceva, dar sunteți încrezători totuși, plecați încrezători că știți că ce vreți acum, așa se presupune că știți ce vreți și vă zbateți, dragii mei. Eu nu văd prea multe posibilități, să zic așa, de a găsi ceea ce vă trebuie, dar veți avea, sigur, mici joburi, mici surse de venit, că trebuie să vă întrețineți și dumneavoastră, o să apară de aici colo, da? Dar nu ceea ce vă doriți. Bani pierdeți sau ați pierdut deja că ați cheltuit mai mult decât v-ați ținut buzunarele, v-ați bucurat de ceea ce ați câștigat oarecum în lunile trecute și nu ați chipzuit, dragii mei, că voi așa cam sunteți. Cam cheltuitor cu tot ce aveți, nu puneți deoparte, nu învățați încă lecția asta, că trebuie să vă asigurați oarecum și ziua de mâine, că nu tot timpul este soarele pe strada tuturor. Afacerea dumneavoastră sau proiectul dumneavoastră ajunge poate în faliment sau voi știți că trebuie neapărat să se termine, da? Și să o luați pe alt drum. Cum vedeți aici, de asta apare doi de monede, oarecum vă îndrumă și bine faceți dacă găsiți, nu știu, ori schimbați activitatea, numai de activitate în care acționați, ori găsiți alți parteneri, ori trebuie să faceți ceva pentru că pierdeți bani, stagnează și nu vă aduce nimic bun în această lună. Ceea ce vă face îngândurați, triști, morocănoști, nu mai aveți, vreți să mai ieșiți cu prietenii, nu știu, sunteți închiși în voi, dragii mei, și aveți și motive să fiți așa. La partea asta sentimentală, ca să zic așa, aici, dragii mei, aici în partea asta de 2 de monede, un nou mesaj pe care îl transmiteți, că mulți dintre voi vreți să înșelați sau să vă găsiți un partener extraconjugal. Eu v-ați sfătuit să nu o faceți pentru că veți pierde, dragii mei, luptați foarte mult pentru o persoană pe care voi o doriți, vă bateți, aveți curaj și credeți în moment că sunteți învingător și vezi că cei care veți călca strâmb, veți plăti consecințele aici în octombrie. Poate nu mă luați în seamă, poate da, o să vedem ce se întâmplă. Dragii mei, sfatul meu este să nu vă băgați în relații imposibile, chiar dacă vă doriți o anumită persoană, că vă captiva și faceți tot posibilul să o aveți. Aveți încredere în voi, veți depăși toate obstacolele și dacă vă doriți o anumită persoană, inclusiv pentru cei singuri, da, poate vor o persoană, nu știu, wow, persoana care nu este în sufletul lor, știu și că nu este ceea ce le trebuie pe termen lung, dar sunt obsedați anumite persoană și vor lupta și o vor avea. Dar vom vedea ce se întâmplă cu aceste persoane minunate când nu deschideți ochii și nu vă învățați lecțiile de viață ce spune 2 de monede. Să vă bazați pe experiență și să alegeți ce trebuie. Nu veți alege ce trebuie, dragii mei, și veți suferi cu siguranță lunile care urmează. Pentru cei care au relații de lungă durată și partenerul dumneavoastră s-a cam răcit și vă tot certați, sunteți într-așa, mai ales și cu copii, să zic așa, căsnicii sunt cele mai aspectate cartea aceasta, sunteți într-o ceartă continuă cu partenerul, parcă nu vă mai înțelegeți, deși atunci tot timpul argumentele potrivite reușiți să oarecum să aduceți certurile în favoarea dumneavoastră și pe moment credeți că vă împăcați cu persoana respectivă, încep din nou și încep din nou. Mare grijă, dragii mei, că dacă nu sunteți mai maleabili, să lăsați de la voi, că partenerii oricum nu vor lăsa, nu vă înțeleg în versiunea dumneavoastră de a vă tot încăpățâna să țineți piept. Nu știu, tot felul de discuții, tot felul de decizii, să faceți pe bărbatul în casă pentru multe din femeile pești, o să ajungeți aici și o să pierdeți iubirea partenerului și ruptura va fi definitivă, dragii mei, datorită vouă. Deci, cele două aspecte, cei care înșeală și care nu au grijă de ceea ce își dorește partenerul, se încăpățânează și nu îi înțeleg, ajung cu siguranță la 10 de spade aici în octombrie. Mare grijă, dragii mei! Deși acum vă simțiți învingători, știți că credeți că dețineți controlul, credeți că puteți să faceți ce vreți voi, că voi sunteți cei mai tari și mai mari, o să vedeți că nu este așa, dragii mei. Astea sunt primele, să zic așa, mesaje. Aceasta este luna septembrie. Este o lună bună, aș spune eu pentru mulți dintre voi, dar porniți încrezător, dar în octombrie, lucrurile nu sunt așa cum ați planificat voi. În septembrie ajungem la energia de bază, da? 5 de cupe,
Vine așa în contradictor, cop de cupe, 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 dar cupe triste, nu cupe. De obicei, cupele vorbesc de partea sentimentală mai mult decât cea profesională și cred că pe voi asta vă doare mai mult în această perioadă decât cea profesională. 5 de cupe. Nici măcar nu vrea să o iau. Bine, bine, înțeleg și de ce. Este o carte extrem de negativă în tarot. Este o carte a depresiei, da? A pierderilor, a tristeței. Dragii mei, a pierderilor bruște, nu vă așteptați să pierdeți ceea ce aveați. Credeți că se rezolvă, mai ales că ați găsit mai multe opțiuni mai pe partea asta profesională sau și sentimentală. Dar, dragii mei, nu se rezolvă, sunteți băgați în depresie, plângeți, nu mai aveți lacrimi, suferiți pentru ceea ce ați avut și ați pierdut, dragii mei, indiferent că este de domeniul sentimental sau profesional. Deci, în octombrie este o lună a depresiei, a tristeții. Mulți dintre voi, dragii mei, în loc să încercați să ieșiți din impasul în care sunteți, vă afundați și mai mult și vă aruncați așa în mici plăceri temporare, aventuri, droguri, alcool, tutun, mâncare excesivă, cumpărături excesive, că și ăștia sunt niște vicii. Ceea ce vă va aduce mai mult aici și aici, în pragul depresiei, decât vă așteptați, dragii mei. Prietenii vă sunt aproape, dar voi vă îndepărtați. Nu vreți să mai să vă vadă nimeni că plângeți, sunteți orgolioși și nimeni nu vă poate înțelege. Voi credeți că nu mai sunteți ajutați sau susținuți de prieteni sau familie, dar voi sunteți cei care îndepărtați pentru că nu vreți să păreți slabi, nu vreți să păreți învinși, nu vreți să păreți compătimiți, dragii mei, deși suferiți foarte mult, indiferent dacă este profesional sau material. Dragii mei, trebuie să aveți grijă de voi. Este o perioadă care trece, așa este în viață, curcușul și coborâșul, așa este viața și cu bune și cu rău. La voi este doar o etapă și dacă vă treziți, aveți grijă de voi și învățați aici din lecțiile trecutului, vă veți pune pe picioare, dragii mei, până la sfârșitul anului. Pe partea profesională se detaliem un pic, da, legate de aceste cărți, deși aici se pare că găsiți sprijin sau așa aveți impresia, nu se va rezolva în luna octombrie ceea ce voi vă doriți. Prin sprijinul de la regele de spate, o persoană puternică, o persoană cu funcție de conducere, o persoană care e despotică în ceea ce cere, voi vă cereți, dragii mei, drepturile, deși nu primiți ceva, dar nu ceea ce vă doriți, da? Poate ați alergat după un job mai bun și ați pierdut ce avea și vă dați seama că ați greșit. Poate ați avut încredere în un anumit partener sau în promisiunile de afaceri pe care, uite, prin doi de monede, ați tot încercat prin această persoană să le obțineți și nu, ele vin, dar nu vin așa cum vă doriți și sunteți de busolați că nu știți încotro să mergeți sau ce să faceți să ieșiți din situația asta financiară proastă în care sunteți sau profesională. Mulți dintre voi nu aveți un job, mulți dintre voi sunteți plini de datorii, mulți dintre voi nu reușiți să scoateți capul, să zic așa, din depresia în care vă aflați. Trebuie să aveți încredere, este trecător, dragii mei, exact cum am spus, pentru voi toamna nu este cea mai bună, dar va trece, pentru că aici se mai liniștesc capul, o să vedeți ce și cum. Sentimental, pentru cei într-o relație, sunteți triști, simțiți că se apropie sfârșitul, exact cum v-am avertizat, o să vedeți și aici, simțiți că sfârșitul se apropie, că nu mai puteți salva relația sau căsnicia în care sunteți, vă simțiți vinovați, cei care veți fi prinși, că o să vedeți că o să fiți prinși pentru că ați călcat strâmb de persoană iubită, deși aveți impresia că se rezolvă cu siguranță, despărțirea va fi bruscă. Simțiți în sufletul, nu știți ce să mai faceți și așteptați oarecum momentul despărțirii, ca să zic așa, îl simțiți că vine și datorită răcelii care s-a produs, a necomunicării, a, nu știu, lipsa noastră de implicare, a neînțelege partenerului, se întâmplă această ruptură. Cei singuri nu vor să mai audă de nimeni, s-au aventurat în relația vieții lor, au crezut că au găsit cea mai minunată persoană și nu și-au învățat lecțiile, dragii mei, și sunt legați oarecum și de trecut, o să vedeți mai mult aici prin 10 de spade, de o iubire trecătoare și nu mai vreți să mai auziți de nimeni, sunteți triști, puneți pe tot în aceeași oală și în luna aceasta, în octombrie, vă izolați, stați singuri, vă îmbătați, să zic așa, vă jucați pe calculator să vă știu ce faci pentru cei tineri și niciodată nu aveți niciun chef de ieșit, nu aveți niciun chef de întâlniri, n-aveți chef de prieteni, n-aveți chef de nimic, dragii mei.
Eu v-am avertizat în luna septembrie să fiți atenți la ce decizi luați, pentru că am văzut, să zic așa, ce urmează pentru voi și dacă și ascultat de mine, probabil nu o să ajungeți la 5 de cupe, dacă nu o să ajungeți cu siguranță acolo. Regele de spade, partea profesională, este de obicei un bărbat puternic, este dacă sunteți dumneavoastră, că se pute, ați ieșit în cartea dumneavoastră, pentru mulți dintre voi sunteți voi, cu toate că sunteți aici, știți că trebuie să vă ridicați, luați sabia mână și căutați soluții. Sunteți determinat, vă cereți despotii drepturile, mai ales pentru cei care ați împrumutat bani și aveți nevoie de bani. Ajungeți chiar la violență și la discuții în luna aceasta, pentru că trebuie să îi recuperați. Cei care ați fost păcăliți sau furați sau nu vi s-au dat banii care vi s-au promis pentru anumite activități profesionale, vă arătați puterea, vă arătați starea de caracter, vă impuneți, mai ales pentru cei care aveți o funcție de conducere, dragii mei, sau aveți o firmă sau o afacere, reușiți într-un fel, dar nu foarte mult, să vă aduceți anumite reușite financiare, nu mari, să zic așa, să mai recuperați din pierderi, dar nu atât că vă doriți voi, dragii mei, pentru că 5 de cupe încă vă ține în depresie și încă căutați soluții să vă spăliți averea sau să găsiți noi contracte sau un loc de muncă pentru cei care încă nu l-au. Luna aceasta, octombrie, nu se va întâmpla lucrul acesta. Mulți dintre voi veți primi o soluție sau o idee de afaceri sau un sprijin de la o persoană care are un anumit interes la voi, dragii mei, și trebuie să plecați capul, să lăsați de la voi, să faceți compromisuri, că asta spune regele de spade. Mare grijă la, dragii mei, să nu intrați în anumite activități sau situații conflictuale care, dacă nu știți cum să ieșiți din ele, în viitor vă face mai multe pierderi decât beneficii. Deci nu intrați în promisiuni deșarte, nu faceți compromisuri inutile doar de dragul de a vă asigura oarecum un venit mai bun sau contracte mai bune, pentru că veți plăti prețul. Veți plăti prețul cu siguranță în viitor, dragii mei. Banii nu sunt, cum am zis, trăiți, nu muriți de foame, ca să zic așa, dar nu este nimic din ceea ce vă doriți voi, cu toate că ați pornit lunile din vară foarte bine pe aspectați din punct de vedere financiar, ați cheltuit, n-ați chipzuit și ați mai făcut și datorii mult dintre voi. Să trecem la 10 de spade. Niște cărți foarte triste pe partea asta sentimentală, exact cum am spus. 10 de spade este o carte negativă, una din cele mai triste cărți din tarot, pentru că anunță o pierdere subită, neașteptată, definitivă pentru mulți dintre voi, deși voi nu vă mai așteptați, dragii mei, veți fi părăsiți. Începem cu primul aspect al cărții, care este unul foarte trist, moartea subită a unei persoane dragi, dragii mei. Îmi pare rău să dau această veste, mulți dintre voi veți fi șocați, veți primi pe neașteptate o știre de genul sau persoana apropiată vă decedează, poate chiar partener de viață pentru mulți dintre voi. Neașteptat, adică nu vă așteptați, îmi pare rău să spun asta, eu sunt sinceră, asta văd, asta spun, asta e unul din mesajele pe care transmite cartea. Să trecem repede peste, că nu vreau să intru în detalii de genul ăsta, că nu-mi prea-mi plac. Pentru cei într-o relație și nu ați fost cu minței, cum am spus, vă așteptați, dragii mei, să se termine. Și se termină, dacă nu neapărat definitiv și mai stați, să zicem așa, de dragul copilor sau nu se rupe, neapărat, nu pleacă neapărat persoana iubită din casă, neapărat, și dar ruptura între voi se produce, dragii mei. Nu, pentru unii voi, dintre voi ireparabilă, pentru cei care nu ați fost morali, pentru cei care ați strădat, da, și partenerul v-a prins, aceea cu siguranță nu veți mai repara nimic din ceea ce aveți. Pentru ceilalți o să fie discuții, o să fie certuri, nu o să înțelegeți de ce, pentru că despărțirea nu se termină așa de comun acord, o să fie cu scandal, cu certuri, cu amenințări pentru mulți dintre voi, nu veți înțelege, vă încercați să găsiți motivul de ce. Vă spun eu care este un din motiv pentru majoritatea dintre voi sunteți dragii mei de vină, voi prin felul vostru de a fi, voi v-ați îndepărtat partenerii dumneavoastră, voi ați ales prost pentru cei singuri și nu a știut să alegeți un partener potrivit și ați vrut pe cel minunat, cel frumos, cel deștept, cel mai știu eu ce, și suportați consecințele. Pentru cei care sunt, au început o relație, cum am spus, își dau seama că n-au ales bine, trăiesc cu regretul ăsta. Bineînțeles că persoana respectivă, după ce a folosit, a fost o dragoste mincinoasă sau pe interese, le dă papucii, le spune și în față la mulți dintre ei și trăiesc, dragii mei,
o adevărată dezamăgire care va avea urmări probabil în viitor. Nu, pentru mulți dintre voi nu veți mai vrea sau nu veți mai căuta, cel puțin pe perioada scurtă de timp, un nou partener. Pentru unii dintre voi care ați fost într-o relație toxică, apare, deci apare acea persoană care aici cu siguranță să vedeți că vă manipulează și în noiembrie, o persoană pe care n-ați putut să o uitați, nu v-ați vindecat de trecut și vă face necazuri, vă ține în loc, vă blochează, nu puteți evolua pentru că nu reușiți, dragii mei, să vă eliberați. O să vedeți în noiembrie că încă o aveți pe cap, deși știți că nu este ce trebuie, știți că își bate joc de multe ori de voi, sentimentele voastre sunt mai mari sau atracția noastră este mai mare pentru acea relație toxică care se terminase sau nu dădea speranțe că va mai fi ceva. Deci, uite, aici v-ați luptat pentru treaba, am spus că veți câștiga pentru cei care v-ați tot întors și nu ați terminat cu trecutul definitiv, o aveți și veți vedea că nu este ce trebuie și vă produce într-adevăr ba ruptură, ba suferință, ba depresie. Haideți să trecem și la noiembrie ca să vă mai dau și vești mai bune. Noiembrie oarecum se liniștește, dragii mei. După atât tumult, după atâtea discuții, certuri, să zic așa, mai ales partea sentimentală, se liniștesc lucrurile oarecum și tot datorită vouă, dragii mei. Pentru că, cum am spus, voi sunteți magicienii proprii dumneavoastră vieți. Să începem cu energia generală sau ceea ce influențează viața dumneavoastră în noiembrie, dragii mei, ce spun de tarotul pentru voi prin 6 de cupe este cartea amintirilor bune și rele, dragii mei. Deveniți nostalgici, vă gândiți, faceți așa o analiză a vieții dumneavoastră și vedeți ce s-a întâmplat, de ce ați ajuns în situația în care sunteți acum, indiferent că este profesional sau financiar. Vă simțiți legați oarecum așa de trecut, vreți să înțelegeți de ce, vă analizați viața, critică unii dintre voi, alții nu. Indiferent de decizie sau greșelile pe care le-ați făcut, de ați ajuns, dragii mei, în această situație până acum, trebuie să vă iertați. Trebuie să înțelegeți că a greși este uman. Trebuie să doriți să evoluați. Asta este sfatul pe care vi-l dau. Cei care vor face acest lucru vor evolua într-adevăr, dar nu în noiembrie. Noiembrie doar își promit doar se iartă, doar construiesc o nouă persoană a lor, o nouă variantă mai bună a lor legată de experiențele trecutului, da? Unii dintre voi vă analizați partea asta profesională, o să vedeți și încercați să vedeți ce ați greșit de n-a mers până acum, poate ați ales greșit, poate v-ați dus la locuri de muncă nepotrivite pentru voi, poate v-ați riscat și n-ați făcut ce vă place și știați că nu va merge și nu v-ați ascultat intuiția și știți, dragii mei, ce aveți de făcut din punct de vedere profesional, pentru că aici urmează să puneți bazele unui nou proiect, nou sau un nou job sau ceva nou, care dacă aveți grijă ca o sarcină, că împărăteasa este cartea gravidității, da, și aici pe partea profesională va evolua în bine, totul deține de voi și de cum vă învățați lecțiile trecutului. Pentru cei singuri, vreți să vedeți ce se întâmplă cu voi, vreți să înțelegeți de ce nu găsiți partenerul potrivit, vă analizați, vă criticați, mai ales pentru cei care v-ați întors la relația asta toxică și încă suferiți și vă dați seama, nu înțelegeți, nu puteți rupe, dragii mei, vă faceți o altă analiză și veți pune în balanță bune și rele. Vă veți accepta pe dumneavoastră și înțelegeți în sfârșit și cei care sunt în relație că trebuie să acceptați persoana de lângă voi așa cum e ea, să nu mai încercați să o schimbați, să nu mai găsiți nod în papură și atunci lucrurile se liniștesc. Pentru că atunci când iubești o persoană, se presupune că o iubești și cu bune și cu rele, că de-aia o iubești, nu că vrei să o transformi într-o variantă pe care ți-o dorești. Asta este o lecție pe care o învățați, indiferent că sunteți în cuplu sau nu. Cei în cuplu și salvează, vom vedea aici ce spune magicianul, că voi vă doriți, dragii mei, reușiți împăcării memorabile, dragii mei, reușiți o împăcare, deși nu mai credeți, mai ales pentru cei care au copii, cei care au luat-o de la zero, cei care s-au iubit cu adevărat și încă sunt sentimente, vă recunoașteți greșeala, dragii mei, luptați prin magician aici, da? Faceți tot posibilul să o întoarceți pe persoana iubită, și o întoarceți, dragii mei, le faceți promisiuni și, să zicem așa, un motiv prin care voi reuși să împăcați este prin depănarea amintirilor, faceți o analiză a vieții în cuplu,
vă dați seama de unde ați pornit, ce frumos a fost, cât ați construit, când ați construit și vă mai apropie foarte mult aceste amintiri comune pe care le aveți. Împăcarea se produce și pentru unii care aveați o mare iubire în trecut, da? Vă întâlniți surprinzător cu ea că este cartea amintirilor, vă dați seama că este persoana pe care vă doreați, persoana pe care ați iubit-o sincer și vă împăcați miraculos după ani de zile, da? Există o împăcare la care nu mai credeați, la care nu vă mai așteptați și este pentru că este persoana pe care voi chiar ați iubit-o și a care v-a iubit, adică sufletul pereche menită vouă. Pentru cei care încă trăiați în trecut o poveste de iubire și nu reușea să vă rupeți, mai ales pentru cea toxică, cred că o veți părăsi mulți dintre voi, vă dați seama, ajungeți la un consens că nu este ce trebuie, că mai mult vă face rău decât bine și sunteți magicienii proprii vieți, aveți curaj, aveți puterea să mergeți mai departe, dragii mei. Mulți dintre voi veți întâlni cu vechi prieteni și vă tentează o vizită sau faceți o vizită la casa părintească. Sunteți legați oarecum de trecut în acest moment, sunteți melancolici, de rădăcine dumneavoastră, cine sunteți dumneavoastră. Vreți să vă regăsiți și cu siguranță vă veți regăsi pe voi, dragii mei. Și de aici veți reuși să vă aduceți liniștea de care aveți nevoie un pic în noiembrie, după septembrie și octombrie foarte tumultos. Noiembrie este oarecum liniștitor și asta datorită vouă, dragii mei. Să vedem împărăteasa. Împărăteasa este de obicei cartea sarcinii, a gravidității, a feminității. Ce ne spune nouă, dragii mei? Că în luna asta, noiembrie, unii dintre voi, conștientizând ceea ce ați greșit, ați văzut, puneți bazele unui nou proiect profesional, da? Nou proiect care poate fi o afacere, un nou job, o extra activitate, ia cu o nouă întorsătură tot ceea ce făceați de până acum. Vă tot gândeați și găsiți, dragii mei. Iar cum am zis, dacă aveți grijă să nu mai repetați greșelile din trecut, voi știți care sunt, și vă îngrijiți ca de o sarcină și aveți grijă la toate semnalele pe care le dă afacerea respectivă sau proiectul financiar, ca să zic așa, va da roade, dragii mei. Veți găsi ceea ce vă doriți. Dacă este superficial și iar tratați așa cum ați tratat până acum și vă considerați mai bun sau vreți ceva irealizabil, cum ați dorit de foarte multe ori, veți primi fix ceea ce meritați, dragii mei. Deci, mare grijă, schimbați-vă optica și construiți ce vă trebuie. Pentru cei care sunteți mame, peștii mei sau peștoaicele mele mame, își sprijină copiii, mai ales care au copiii mari, în tot ceea ce își doresc, se dedică lor, îi sprijină, îi susțin, îi iubesc necondiționat, ceea ce le dă lor o satisfacție sufletească aparte, cheltuie bani în pregătirea lor, în școlarizarea lor pentru mulți dintre ei, dar nu contează pentru că ei își iubesc copiii necondiționat și dacă copiilor sunt bine, sunt și ei bine. Poate fi vorba și o vizită, să zicem așa, că este legată oricum de partea financiară la casa părintească, pentru că vă este dor de mama. Mamei dumneavoastră este dor de dumneavoastră, nu v-ați zis de mult mama, părinții și simțiți așa o chemare sufletească să vă duceți, dragii mei, și bine faceți, pentru că vă va alina oarecum sufletelul dumneavoastră, dar și pe al mamei dumneavoastră. Să trecem la partea sentimentală, la magicianul nostru. Eu am citit cărțile, ca să zic așa, pentru că ele se leagă între ele, dar voi spune ce spune și cartea în sine. Are un aspect dual, dragii mei, magicianul este în funcție de dumneavoastră și de în situația în care vă găsiți dumneavoastră. Fie pe partea dumneavoastră sunteți cei care manipulați, ca să zic așa, sau faceți tot posibil, vă folosiți orice mijloc, să zic așa, sau orice te țineți ca să vă atingeți obiectivul din punct de vedere sentimental, fie să vă întoarceți un partener care a plecat în octombrie și reușiți prin felul ăsta, fi sincer, să luptător, faceți compromisuri, învățați să ascultați partenerul, sunteți alt om, veți întoarce persoana pe care vă doriți, dragii mei. Pentru cei care vor o anumită persoană și sunt încă singuri și știu ce trebuie să facă și sunt hotărâți pentru a lupta pentru sufletul sau pentru dragostea acelei persoane și vă găsiți în situația asta în care noastră țineți controlul, nu știu dacă neapărat luna noiembrie reușiți să vă cuplați sau să vă combinați cu acea persoană, dar cu siguranță pe termen lung o să meargă sau să o accepte cel puțin să începeți o relație cu persoana respectivă.
Pentru cei care sunteți în a doua parte a magicianului, celor magician sunt cei care sunt manipulați, da? Deci veți fi manipulați de o persoană care are interese, o persoană care nu vă iubește sincer, o persoană care, deși aici v-a dat papuci pentru mulți dintre ei, mai ales acea relație toxică din trecut, vrea să vă întoarcă, vă manipulează. Dacă cădeți, dragii mei, din nou tentației acelei persoane, veți suferi din nou pentru că este ciclic, nu v-ați învățat lecțiile și n-ați deschis ochii la timp, deși eu tot vă cânt și tot vă spun și voi simțiți în adâncul sufletului, dragii mei, veți suferi în continuare și vă veți bloca sentimental. Deci mare grijă în care din cele două aspecte vă găsiți. Văd o mare împăcare, cum am zis, împăcare pe care voi luptați pentru ea, împăcare la care voi ați greșit și cu siguranță, dacă v-ați învățat lecțiile trecutului, cum am zis aici, nu veți mai repeta și vă veți salva căsnicia pe viitor sau relația cu persoana pe care voi o iubiți, dragii mei. Acestea sunt primele mesaje pe care le văd din cărțile de tarot. Pe ansamblu, eu zic că este o citire, deși pare tumultoasă, se echilibrează pe final, dragii mei. Deci va fi o toamnă, să zic așa, echilibrată doar la final și agitată la început, dar e bine că se termină cu bine pentru mulți dintre ei. Pentru cei care nu se termină cu bine, sigur veți pune în aplicare lecțiile pe care eu vi le-am tot spus pe viitor și vă va merge mai bine. Să extragem extra mesaje, dragii mei, pe partea asta profesională din cărțile normale de citit. Ia să vedem. Partea profesională financiară, ce avem? Așa. Deci sunt cărți care cineva a spus, dar nu ați fești proaste și bucurii. Cum am zis, probabil că o să pierdeți bani și datorită unei dragosti, această persoană care este toxică, este obsedată de dumneavoastră, voi credeți că vă iubește, voi credeți că vă vrea, voi credeți că în sfârșit, sau cei care ați călcat strâmb, v-ați găsit marea iubire, sunt persoana potrivită, dar persoana asta are decât interese, e obsedată să obține ceva de la voi și veți pierde, dragii mei, mai mult decât câștigați, pentru că veți pierde bani, veți pierde beneficii materiale, veți cheltui foarte mult, veți împrumuta pentru ea. Ea asta vrea de la dumneavoastră doar beneficii materiale. Deci mare grijă, dragii mei, către ce persoane vă uitați în aceste luni, cei care sunteți oarecum necurați în suflet, da, dragii mei, singuri sau cei care veți înșela. Veți avea de pierdut mulți bani datorită persoanei care apare în viața dumneavoastră. Sentimental, familiar, ca să zic așa. Ia să vedem, dragostea adevărată, exact cum am spus, dragii mei, mă tot repet, cărțile acestea întăresc ce am spus eu, unde este iubirea adevărată, chiar dacă voi greșiți, chiar dacă era o răcire între dumneavoastră și partener, vă veți salva căsnicia în noiembrie, vă veți întări legătura, pentru că unde e iubire, totul se rezolvă, toate obstacolele se trec atunci când este iubirea adevărată. Deci, mai ales pentru persoanele acestea, cuplu femeie și bărbat, să zic așa, cei care sunteți căsătoriți, vă veți salva căsnicia sau cei care aveți copii, dragii mei. Deci, va fi de bine pentru persoanele curate în suflet, care au greșit și ei ca oricare, pentru că a greși este omenește. Mă opresc aici, dragii mei, ca să nu mă mai întind. Sper că o să ascultați până la final, că mulți dintre voi poate vă plictisiți, ca să vă luați toate mesajele potrivite. Dacă vă place ce fac, dacă rezonați, dacă vreți să vedeți și alte citiri ale mele, dragii mei, abonați-vă, este absolut gratuit, nu costă nimic să apăsați butonul de abonare. Like, comentarii, distribuiri, dragii mei, orice doriți dumneavoastră, puteți să faceți, da? Pe mine mă ajută foarte mult, mă bucură când cineva are reacție asupra detaliilor mele, mă bucură când creștem în audiențe, pentru că asta este până la mă ce mi-am dorit, prin ceea ce știu eu, prin harul meu, să ajut cât mai multă lume. Vă pup, dragii mei, aveți răbdare, trece și toamna aceasta tumultoasă, învățați și puneți în aplicare ce v-am zis și cu siguranță vă veți rezolva multe din probleme pe care le aveți, dragii mei. Vă pup! O toamnă echilibrată, aveți grijă de voi și ne vedem la următoarele etalări!